în ceartă oameni și le bea sângele, sau unii povestesc că mânca și carnea celor pe care îi omora. Miturile sumeriene povestesc despre faptul că din încrucișarea dintre această civilizație reptiliană și oameni mai multe antropoide sau mai multe antropoide de pe Terra, au rezultat niște monștri genetici. Acei monștri genetici erau uriașii din vechime pe care Biblia îi povestește, nefilimii, care acești uriași mâncau tot ce mișca în jurul lor, omorau tot ce vedeau. Ceea ce mi s-a transmis și nouă până astăzi, deoarece și noi consumăm carnea animalelor, deci producem suferință, omorâm regul animal, regul vegetal. Omul până la Noe se hrănea doar vegetal. După căderea omului, a început să se hrănească animal, omorând animale. Deci, acești monstri genetici care au fost distruși de către potopul biblic, despre care povestește Biblia. Sunt foarte bun tehnologi, au tehnică și matematica, în mod special, foarte dezvoltată, gândirea rațională. Se hrănesc cu sângele oamenilor și ei au sânge rece. Dacă vă interesează să vă spun, să știți că ei se află printre noi la ora aceasta și sunt deghizați, fiindcă au luat chipul de om. De unde știm care sunt reptilieni și care sunt doar oameni? Ia aduceți-vă aminte la jurnalele de știri când se spune acești asasini sau criminali care au omorât cu sânge rece. Deci cu sânge de reptilă. La asta se referă această expresie, au omorât cu sânge rece. În general, criminalii fac parte din aceste lucruri. Citind cartea lui David Icke și alte asemenea cărți care în străinătate apar și văzând filme de genul acesta, acest secret suprem este ascuns. Dar vreau să vă spun următorul lucru. În manualele de teologie din toate facultățile lumii unde se fac copii și preoții și clericii lumii, există următoarea chestie pe care vă numesc că nu știți. Și anume, în Conciliul de la Nicea, primul conciliu creștin din 325, când s-a hotărât traducerea Bibliei în limba greacă, în momentul respectiv, episcopii adunați acolo au spus: Domnule, cum să prezentăm o nouă religie a creștinismului cu un zeu șarpe în icoane, că nu o să avem niciun adept? La care episcopul Atenei vine și spune: Domnule, am eu o idee. Hai să schimbăm, să umanizăm chipul zeului șarpe din icoane și să punem chipul zeului grec Apollo, să punem chip de om. Și astfel s-a banalizat sau s-a schimbat, s-a deformat chipul divinității noastre a lui Dumnezeu din niște considerente foarte puțin ortodoxe.